asta, uitați-vă cum mă trage el mine de bază. Te auzi să te pun avea credință? Nu vreau să mă împace nebună. Eu? Cineva îmi șoptea la ureche, nu fă lecțiile, nu. Și cineva mi-a închis cartea. Telefonul. Unde am lăsat eu telefonul meu? Iată unde ești. Acum urmează să formulez mesajul. Deci cam cu următorul conținut. Bună ziua! Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Avem în casă o fantomă. Și cred că de ajuns. Adresa și atât. Tot felul
tine bun. Mă apuc eu să gătesc. Zici că nu se întâmplă nimic ciudat, da? Lasă că ți-arăt eu. Hai, hai. Poate să scriu ceva? Eu? Nimic ciudat? Baba! Baba, baba! Hai baba să te ajute la gătit! Baba o să te ajute! Nu poate fi așa ceva! Baba! Alo, alo, domnul Spiritărescu? Da, da, chiar se întâmplă lucruri ciudate. Dar la voi ce s-a întâmplat? M-am apucat să fac lecțiile și cineva îmi șoptea la ureche: nu fă lecțiile, nu! Da, da, eu am vrut să citesc și... închis cartea. Eu nici măcar nu am fost în camera voastră. Cum nu vă este rușine? Lăsați că mă întorc eu acasă. Vă apucați voi de învățat. Mai repede să vină domnul Spiritescu să ne scape de babă. Da, da, domnul șarlatan o să vină și o să rezolve toate problemele voastre. Totuși, v-am zis eu că n-o să vă lase baba în pace. Da, da, ați avut perfectă dreptate. Intrați.